Acest lucru s-a întâmplat până când exact? Tot anul 97, din februarie, din martie, am uitat să vă spun că după vizita din București din februarie, care s-a continuat până într-un 2-3 martie sau 4, majestatea sa a făcut prima vizită în Marea Britanie în martie 97. Deci aceasta vorbește de la sine. S-a făcut prima vizită în mai puțin de 3 săptămâni. Nu există un caz asemănător să te primească Marea Britanie și suverana britanică de la o distanță de 3 săptămâni de la intervenție. Așa ceva nu s-a întâmplat, cred că, în istoria Marii Britanii, nu numai acestei regine. Bine, dar regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu s-a abținut niciodată să demonstreze că are o admirație și un respect deosebit pentru majestatea sa, regele Mihai. De altă parte, avem și atâtea fotografii ale prințului consort, ducele de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta, care a copilărit cu majestatea sa. Există o relație mai specială acolo, da, nu? Există, da. Toate sunt pentru toate generațiile, fiindcă copiilor s-au născut, primii copii la distanță de câteva luni, au copilărit împreună, pe principia sa moștenitoare, regina o știe, prima vizită au făcut-o când avea 2 ani și jumătate. Și, în fine, deci, dar e peste deschiderea majestății sale britanice, a trecut peste chestiunile de familie, a mers mai departe decât atât. Este un respect pe care îl poartă suveranului român și datorită propriei ei experiențe de război. Regina Elisabeta a fost adolescentă în timpul bombardamentelor și atașamentul ei pentru cauza libertății, iar amintirile ei și ale părinților ei legate de sacrificiul pe care poporul britanic l-a făcut în război, sunt primele criterii care au avut un rol în primirea regelui Mihai. Ea nu poate să uite. Generația ei și a ducelui de Edinburgh nu au cum să uite al doilea război mondial. Toată viața lor este sculptată, cum să spun, dăltuită pe baza acestei suferințe primordiale. De aceea sunt atât de modești, de aceea au atât de puțin nevoie pentru ei înșiși și de aceea devotamentul acesta și măsura pe care o au în toate. Pe urmă, a fost 2002, fiindcă România n-a fost invitată la summitul din 97, în ciuda faptului că vizita din iulie de la Madrid, m-ați întrebat cât a durat, până în iulie a fost a 7-a vizită și a fost un imens succes, dar ea nu s-a încheiat cu o victorie, pentru că România n-a fost invitată. Toată lumea știa că nu din cauza României, că pur și simplu era imposibil ca România și Bulgaria să intre. Și aceasta i-a oferit regelui posibilitatea ca 5 ani să meargă în continuare în aceste țări, într-unele din ele de 2, de 3, de 4 ori, cum a fost Franța sau Statele Unite, și să reia în 2002, de data aceasta cu succes, din nou seria capitalelor. Trebuie să spunem că între timp s-a schimbat guvernul și majestatea sa a fost lăsată în continuare, deși era la putere PSD. Dar trebuie spus, pentru acuratețea istorică, faptul că guvernul s-a schimbat de 3 sau 4 ori până atunci. Majestatea sa a colaborat și cu guvernul Radu Vasile, și cu guvernul Muguri Sărescu, și cu guvernul Adrian Năstase, și cu guvernul Călin Popescu Tăricianu, și cu al doilea guvern Tăricianu, care a avut altă configurație, și cu guvernul Boc, și cu guvernele următoare. Cu toate, nu pot să spun că a fost o diferență de comportament. Absolut toată lumea a păstrat un anumit respect și o anumită venerație, pe care, e adevărat, unii au dobândit-o mai târziu, cum a fost Partidul Socialist, dar nici aceasta nu e de mirare. Prin esența lui, Partidul Social-Democrat nu e un partid monarhic. Poate să aibă respect față de coroană, dar nu pot să o prefere, fiindcă e împotriva firii. Acum sunt membri din PSD care cer chiar restaurarea monarhiei. Dar nu știu sigur dacă este pentru că au aceeași... Nu este o dorință a partidului, dar sunt membri... Da, dar este pentru că au avut în acești 12 ani sau 17 ani dovada fermă că prezența familiei regale în România ajută democrația. Deci să spunem că nu e o opțiune sufletească sau culturală, ci una evidentă.
Nici nu e greu acum să respecti familia regală când o majoritate atât de covârșitoare a oamenilor au admirație și încredere și cinste lor, că e așa. Pentru că să știți că și în Spania monarhia s-a consolidat datorită unei deschideri foarte mare a socialdemocrației față de coroană și Suedia la fel. Au fost ani de foarte mare, anii 70-80, ani de foarte mare stabilitate pentru că cei doi poli s-au pus împreună și n-au avut, cum nici în Marea Britanie, regina a avut un enorm respect pentru prim-ministri laburiști, pentru mulți dintre ei, iar ei au dat dovadă de foarte mare loialitate și respect față de ea. E ceva interesant de văzut cum coroana a reușit în final de secol și început de mileniu al treilea să dovedească cât de mare e avantajul atunci când știi cu adevărat să performezi neutralitate. Probabil că aceasta le place oamenilor, nu atât faptul că e monarhie, ci faptul că în sfârșit e o instituție care ține un anume fel de echilibru. Și guvernarea românească, care s-a schimbat de 7 ori în acești 17 ani, o dovedește. Noi astăzi vorbim din același loc și noi suntem aceiași, ei nu.